Păruc a fost faultat din spate, Radu Petrescu aproape de fază, a lăsat jocul să continue. Daniel Pancu, iată câtă risipă de efort face de carul giuleștenilor. Cristi Săpunaru, o minge față pentru Benson, acolo Velasquez, un șut periculos, apără Pleșca, gol! Rapidul deschide scorul în minutul 19. O fază frumoasă construită de rapidiști, un șut periculos de la marginea terenului, iar apoi, iată, giuleștenii reușesc să modifice scorul pe tabelă. Încă o dată, acest Gekov marchează pentru rapidiști, omul care, să nu uităm, a repus-o și pe Steaua în Ghencea. Rapidul dă lovitura la media și încă o dată fața de mai devreme cu respingerea lui Velasquez. Șutul de la 16 metri, Pleșca a respins acolo în față, iar Gekov vine și împinge mingea în poartă. 1-0 așadar pentru Rapid București, iar misiunea medeșenilor devine una din ce în ce mai grea. Să nu uităm, doar două echipe au reușit să o învingă pe Gaz Metal Mediaș pe acest stadion.